Bine, v-am regăsit, dragele spectatori. Mă bucur să ne fiți din nou alături în călătoria prin viața și opera sculptorului Clujan, Liviu Mocan. Astăzi vom afla mai multe despre crezul artistului și vom desluși noi taine ale relației sale cu Divinitatea. Vom descoperi cum îl inspiră Dumnezeu și vom înțelege de ce Creatorul Universului îi dă și omului posibilitatea să fie un mic creator. Aș vrea să continuăm cu să discutăm despre acea poruncă pe care a dat-o Hristos, apostolul înainte de înălțare. Mergeți în lume și provoduiți Evanghelia și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Vreau să-mi spui ce înseamnă botezul, care este semnificația lui în Biserica creștină. <gântu -i> Mulțumesc pentru întrebarea aceasta. Ia mă desfată pentru că vorbim despre o acțiune pur vizuală, botezul. Simbolistica este excepțională. Botezul este o icoană, o reprezentare a unei realități spirituale. Cum se desfășoară el în toate bisericile creștine? Este, în esență, la început, o mărturisire de credință pe care o face cel care se botează în, în anumite nuanțe ale creștinismului sau nașii pentru copil în alte nuanțe ale creștinismului. Este o mărturisire de credință, cred în Isus Hristos, mort și înviat. Al doilea fapt este această scufundare în apă. Aici este o simbolistică extraordinară, pentru că acolo ființa umană moare. Ea nu este făcută pentru acel mediu. Este un simbol al îngropării. Aici, la fel, unele nuanțe creștine scufundă pe cel care își mărturisește credința. În felul acesta, simbolul este foarte evident. E ca o îngropare a lui. Alte nuanțe creștine stropesc persoana. Biserica Catolică a urit acest ritual. Pe cap, loc. simbolul este același. E ca și o scufundare, în sensul că apa i-a ajuns deasupra capului și el este mort în momentul acela. Iar pasul al treilea este acea înviere din morți, acea ieșire afară din apă, îmbrăcați în alb, creștinii ies din moarte la o viață nouă, la o trăire în curăție. Un Adam nou, nu? Un nou Adam. Care ar fi caracteristicile principale acest, care ar trebui să fie caracteristicile principale a acestui Adam nou? Vorbesc ca parte spirituală. E foarte simplu de răspuns. Te uiți în oglindă, dar oglinda este Iisus Hristos. Și te uiți cât de multe asemeni cu el, te raportezi, la... te raportezi la, model, iar modelul este superb, este perfect, este desăvârșit. Legat de, de lucrul ăsta de botez, ce importanță au faptele în viața unui om, faptele bune? Anihilează ele păcatul? Sau vor fi pe celălalt taler la ziua judecății? Cum poate o faptă să anihileze altă faptă? Odată ce ai înfăptuit ceva, tu ai creat ceva. O faptă bună, rea, este o creație. Creația aceea are identitatea ei. Faptul că naști apoi o altă realitate nu o anihilează pe cea din tâi. Ele vor merge împreună la judecat. Ce este faptul că dacă Dumnezeu n-ar fi existat, omul trebuia să-l inventeze pe, pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este iubire și speranță. Și fără iubire și speranță, viața unui om este sortită eșecului din naștere. Mori. Mori. mori fără acest. Te rog să-mi spui, ce are rugăciunea asta în legătură cu Dumnezeu? În Biblie sunt două rugăciuni. Rugăciunea tatăl nostru și rugăciunea uh, Inimii. Vreau să-mi să spui care este semnificația fiecărei rugăciuni. Oh, de vreme ce Dumnezeu ne-a dat rugăciunea Tatăl nostru, cum poți să explici ceva care te depășește în totalitate? Îți împărtășesc doar o observație tulburătoare. În rugăciunea Tatăl nostru pe care ne-a dat-o Mântuitorul, toate elementele sunt la plural. E uluitor. Adică, dacă săvârșesc un păcat, eu îl săvârșesc. Și atunci vin înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, iartă în păcatele. Iisus însă ne învață să ne rugăm și ne iartă nouă greșelile. Nouă. Deci pluralul este continuu în rugăciune, inclusiv la elementul acesta al, al Păcatelor personale, pentru că El vrea să ne dezvoltăm o concepție colectivă cu privire la, la viața cu Dumnezeu. Eu mă mântui singur prin propria mea decizie, propria mea voință, dar eu nu rămân un singuratic în Univers, doar Dumnezeu și cu mine. El mă pune automat în familia Lui. Astfel că și în rugăciuni așteaptă să mă rog pentru întreaga mea familie, pentru familia în care am intrat, nu doar pentru mine. Astfel că rugăciunea conține elementele Tatăl nostru, care ești în ceruri sfințească, semnul Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și așa. Pâinea noastră, cea de toate zilele, și ne iartă nouă păcatele noastre și nu ne duce pe noi în ispită și așa mai departe. Cealaltă rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această invocare a inimii e foarte utilă pentru că îmi asigură permanent o imagine realistă cu privire la, la mine. La faptul că eu, ca și ființă umană, sunt mereu tentat să fac răul să păcătuiesc. Și rugăciunea aceasta mă conștientizează cu privire la răul care pândește la ușa mea și eu trebuie să-l stăpânesc. Mă duc în permanență fața lui Domnului Domnul Hristos și recunosc că sunt un păcătos și ca și cum mi ar cere iertare pentru păcatele care le fac. Da. Revenind numai puțin la rugăciunea ta, atunci, cum ai spus că este colectivă, eu zic că îndeplinim și cealaltă poruncă, iubește vă aproape ca pe tine însuți. Mm. Mm. Am întâlnit în biserici pe Mardeal, în care nu intra nimeni în biserică, până nu mergea să-și cerea iertare la toți vecinii și altfel nu intra. Excepțional. Îți cer iertare, iartă-mă. Și împreună, după ce ne-am iertat unul pe altul, ne-am îngădit unul pe altul, am promis un tot, ca să putem merge și formăm lumea lui Dumnezeu cu adevărat și putem merge. Eu așa văd partea de Tatăl nostru. Cerul are inima în rugăciune. Aici e, e splendid Dumnezeu cum ne iubește și așteaptă ca o reacție firească la iubirea lui infinită față de noi, să stârnească și noi iubirea față de El ca un răspuns natural. Iubirea lui ne, ne obligă. La nobles oblij. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al regulilor. Noi nu ne închinăm unor reguli. De exemplu, trebuie să te rogi de cinci ori pe zi. Dacă nu te-ai rugat, ești în regulă față de Dumnezeu. Dacă nu te-ai rugat de cinci ori, numai de patru ori, nu ești în regulă cu Dumnezeu. Nu, El nu ne vrea nimic mai puțin decât inimă, iubirea de El. Iar ascultarea de El este o consecință a iubirii. Dar nu ne cheamă într-un sistem religios, ci într-o relație de iubire aud de multe ori prin peregrinările mele prin țară că dumnezeu nu ne răspunde la rugăciuni. Oare chiar așa e? <laughs> dumnezeu răspunde întotdeauna la rugăciuni. Doar că uneori răspunsul la rugăciune este nu. Se uită tăticul acesta ceresc la mine, la viața mea, la contextul meu, știe care va fi viitorul meu și, și eu vin și cer o aiureală, un lucru care s-ar putea să-mi fie foarte defavorabil în viitor și eu nu sunt conștient de asta, dar el știe. Și atunci îmi răspunde acelei rugăciuni și zice, fiul meu, nu. E un răspuns la rugăciune. Chestiunea este numai că noi, ființele umane, considerăm mai degrabă că nu ne răspunde la rugăciuni decât să fim mulțumitori cu răspunsul nu. Dumnezeu cere omului nu jerpă, ci iubire și pocăință. Dar pocăința asta a dusă prin zmerenie nu prin umilință. Zmerenia care este întâlnită numai în Biserica Creștină, este necesară mântuirii? Smerenia este un, o atitudine minunată. După părerea mea, smerenia nici nu este o virtute. Smerenia este o abordare realistă cu privire la noi înșine. Adică să nu ai o părere mai înaltă decât se cuvine față de tine însuți și nici să nu ai o părere mai smică, mai, mai, uh, 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 mai uh, 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 să te consideri mai puțin decât ești. Pentru că în momentul acela și dacă privești în sus și dacă privești în jos, îl ne nedreptățești pe Dumnezeu. El ți-a creat uh, o, o anumită capacitate. Ți-a dat anumite daruri. Te-a înzestrat într-un anumit fel. Dovadă că Domnul Isus chiar, chiar spune aproape umoristic uitați-vă bine la voi. Nu puteți adăuga nici măcar un centimetru la înălțimea voastră. Deci te-am creat în, în acest fel. Ei, smerenia este acea perspectivă realistă asupra capacităților mele. Când nu mă mândresc față de cei care au mai puțin decât mine și nici nu îi invidiez pe cei care au mai mult decât mine, pentru că li s-a dat. Cum trebuie să fie smerenia creștină? Cum trebuie să se smerească omul? Cred că în felul acesta, fiind realist cu privire la ce poate, la ce i s-a dat și să facă prin darurile care i s-au dat tot ce poate la maximum la calitatea maximă a, a, a puterilor care i s-au dat și ce să facă nici să nu se semețească pentru că este un rob netrebnic, a făcut doar ceea ce i s-a dat să facă și nici să nu se considere mai puțin decât este, decât l-a înzestrat Dumnezeu. Bine că ai spus treaba asta. Am auzit de multe ori, mergi și te umilește față lui Dumnezeu. Crezi că Dumnezeu vrea să te duci umilit sau zmerit în fața lui? Este o mare diferență între smerenie și umilință. Smerenia este o atitudine. Dumnezeu nu ne umilește, ar fi și culmea. Suntem creațiile lui, suntem coroana creației lui, suntem niște ființe colosale. Suntem un, un univers. Fiecare ființă umană este un univers. Cum să-și umilească Dumnezeu propria creație? El o, el o, o, o înalță de fapt. El continuă să ne creeze, să ne schimbe, să ne modeleze, să ne frumusețeze clipă de clipă. Care sunt roadele smerenii? Oh, când am o perspectivă realistă asupra capacităților mele, a vieții mele, am pace, am liniște. Mă bucur de ce am, folosesc la maximum tot ce am, și voi avea liniște indiferent dacă cei din jur mă laudă sau mă critică. Uh, opus smerenie este păcatul care împiedică să ajungem la o smerenie autentică. Uh, mulți teologi uh, consideră mântuirea de sine cel mai mare păcat al, uh, al omului. Substituie acestui punct de vedere? Mi-a plăcut foarte, foarte mult și îl revăd cu, cu plăcere un film intitulat Avocatul diavolului". Întregul film prezintă tocmai această tentație a omului de a se semeți și avocatul acela tânăr, reușește să nu se semețească, să se smerească din motive morale și pleacă din sala de judecată și diavolul, prin persoana unui ziarist, îl invită, „Haide, de mâine la redacție, pentru că vreau să scriem un articol extraordinar despre atitudinea ta atât de morală. Și avocățelul pleacă zicând, ok, Cred că vin și diavolul spune în final de film: Aroganța este păcatul meu favorit. Acum îți spun o întrebare care și-o pun, cred că milioane de oameni. De ce suferim? De ce există suferință pe Pământul ăsta? Poate că asta este o întrebare care. a treia întrebare pe care trebuie să o pui în interviu cu Dumnezeu sau în interviu pe care să-l iei unui teolog, pentru că întrebarea este zdrobitoare, este foarte dificilă. Perspectiva mea este că suferința dacă e privită de jos, din perspectiva umană, este o tragedie și o nenorocire și un chin, dar dacă este privită din perspectivă divină, ea s-ar putea să se transforme într-o unealtă de formare a caracterului uman. Și ni se spune în Sfânta Carte că Dumnezeu care nu l-a cruțat de suferință, nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat să moară și să fie biciuit și chinuit pentru noi toți, din iubire pentru noi, cum nu ne va face și nouă parte de, de același sistem educativ, formativ, ca și lui Isus Hristos, dar apoi ne adaugă, ne, alături de suferințe, ne dăruiește totul. Noi suntem moștenitori a împăratului. Prin suferință ne formează la a, la ne califica să fim moștenitori ai unui univers fără limite. Suferința este și o cale spre mântuire? Depinde de atitudine. Depinde de atitudine. Pentru că cel atins de boală se poate înstrăina de Dumnezeu datorită suferinței, și aici cad foarte multe ființe umane. De ce îngătuie Dumnezeu peste mine lucrul acesta? Sau poate fi mântuitor dacă atitudinea este: Doamne, nu înțeleg nimic, nu înțeleg, dar mă încred în tine. Am văzut imagini ale grandiosului nostru poet Ioan Alexandru când era bolnav în Germania. Cristi Țepeș fie iertat iubitul nostru prieten și și jurnalist s-a dus în Germania de câteva ori și a făcut documentare cu uh, Ioan Alexandru și într-unul dintre aceste înregistrări Ioan Alexandru paralizat spune nu înțeleg deloc de ce a îngăduit Dumnezeu peste mine, era paralizat, pe abia vorbea și ochiul îi cădea așa. De ce a îngăduit peste mine această suferință? Dar îl iubesc și mă încred în el și știu că odată voi înțelege, odată îmi va spune de ce a îngăduit lucrurile acestea. Și acum o ultimă întrebare. Crezi în destin, în faptul că viața unui om este dinainte scrisă de Dumnezeu? Desigur, cred într-un destin implacabil, așa cum cred în egală măsură în liberul arbitru. Omul face ce vrea și totuși Dumnezeu știe fiecare mișcare, fiecare atitudine, fiecare gând al omului. Cum înțeleg eu această uh, controversă între cele două mari concepte, predestinație și liberul arbitru? Eu înțeleg cam așa, când Dumnezeu te trimite în lume ca ființă umană, El decide unde te trimite, în ce familie, în ce țară. El decide ce caracteristici intelectuale și bă, fizice ai, ce culoare au ochii și toate acestea. El decide o sumedenie de lucruri, în ce moment istoric te trimite. În alte cuvinte, el te trimite într-un cadru și te pune acolo în cadru. În acest cadru, tu ești liber să faci ce dorești. Te miști în stânga, în dreapta. Dar, desigur, că ai limitele condiției în care ai fost înscris. De exemplu, nu te poți căsători, nu poți iubi o prințesă din secolul II, doar prin faptul că tu nu ești născut în perioada aceea. Nu? Ei, mă pot mișca unde vreau eu, în cadrul unor limite foarte clare. Iar Dumnezeu, care este în afara acestui cadru, în afara timpului și a spațiului, El știe inclusiv ce decizii voi lua. Iată-ne la finalul celui de-al doilea episod în care Liviu ne-a vorbit despre felul în care Dumnezeu îl inspiră în realizarea fiecărui obiect de artă semnat de el. Faptul că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu trebuie să ne dea mult de gândit. Oare în acest moment am ajuns la perfecțiunea dorită de Dumnezeu? Sau El mai are ceva de șlefuit în caracterul nostru pentru a ne asemăna tot mai mult cu Domnul Isus? Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare!